Ei bine, noi am revenit în studioul nostru Vocea Armatei, aflat în deplasare la Batalionul 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei. Iar alături de noi în studio avem de data aceasta o doamnă, o domnișoară, care nu încadrează orice fel de funcție. Dumnea ei este pistolar. Așadar, la microfon acum este fruntașul Livadaru Luiza. Bună ziua și bine ați venit alături de noi! Bună ziua și bine v-am găsit! Ce înseamnă această funcție, de fapt? Pentru că poate că mulți se gândesc la cu totul altceva, dar ce înseamnă să fii pistolar la un batalion de infanterie? Încadrez această funcție de 2 ani în cadrul unui pluton. Aceasta e funcția mea de bază. Am pistolul mitralier asupra mea, oricând, oriunde, la instrucție. Cât de greu este pentru o femeie să încadreze o astfel de funcție? Depinde de caracterul fiecăruia. Nu am avut probleme de adaptare. Cu timpul, femeile au demonstrat că se pot adapta la orice situație. Și nu mi-a fost foarte greu. M-am acomodat ușor. Cum ne-ați ales această carieră? Cu toții iubim uniforma, disciplina. La început a fost dorința de a încerca altceva în mediul acesta al disciplinei, dar cu timpul am descoperit că nu este doar un loc de muncă. Este mai mult un mod de viață, pot spune. Ne putem dezvolta continuu, este o provocare. Cum este colaborarea cu ceilalți colegi militari bărbați? Așa cum am spus, femeile au demonstrat că se pot descurca în orice situație și ne-am câștigat respectul astfel. Nu există probleme de comunicare. Suntem un colectiv. Înainte de toate, suntem militari și. Care a fost cea mai mare provocare a carierei dumneavoastră? Nu am o vastă experiență, dar probabil înainte să vin în armată, curajul. Întotdeauna este o mică teamă de a încerca ceva nou, dar curaj, ne descurcăm în orice situație. Ce v-ați propus pe viitor? Deocamdată sunt, după cum am spus, fruntaș. Aș dori să urmez cursurile școlii de subofițieri pentru a mă putea dezvolta și personal și profesional în acest domeniu și să-mi continui cariera de militar. În încheierea discuției noastre, o să vă mai întreb la ce renunță o femeie pentru o carieră militară? Nu cred că renunță la absolut nimic. Dincolo de această uniformă și de bocanci, putem să ne păstrăm și feminitatea. Într-adevăr, sunt unele responsabilități, dar vin la pachet cu multe satisfacții. Noi vă dorim mult succes în continuare și să vi se îndeplinească toate dorințele acestea de a urca mai departe în carieră. Vă mulțumesc foarte mult! Alături de